Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună seara tuturor și bun găsit la o nouă ediție substanțială aici la A7 TV. Mă bucur foarte mult să fim împreună și e acea seară din săptămână în care avem emisiuni despre ceea ce trebuie să iubim cu toții, despre sport. Acea seară în care vorbim și încercăm să învățăm de la invitații noștri cum să îți poți schimba viața, cum să iei o decizie de a-ți schimba viața, să lași la o parte telefoanele și tabletele și internetul și lucrurile care... te fac să fii sedentar până la urmă, să nu ai deloc energia necesară să faci ceva în viață. Și în acest sens, aceste emisiuni sper să-și atingă scopul. Ele rămân și pe YouTube. Pe YouTube, la 7 TV, substanțial, le găiți acolo. Cei care doresc să le vadă și aici, la 7 TV, fiecare joi seara, vedem o asemenea emisiune și luni de la ora 1, în reluare, ora 13. E important, e foarte important sportul și nu e vorba că trebuie să conving eu pe cineva, ci sportul prin sinea lui convinge. Eu n-am văzut pe nimeni făcând sport să fie cu grave probleme de sănătate. Sigur, toți avem probleme noastre, toți trecem prin diverse situații, însă niciodată probleme de sănătate grave la sportivi, chiar din contră, cei care fac sport sunt categoria de oameni, categoria din populație, cea mai sănătoasă și atât de important acest lucru. Bun, în această seară mă bucur foarte mult să avem împreună cu noi pe Bogdan Stoica, dumnealui este campion mondial la Super Combat. Bună seara, Bogdan! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru această invitație. Bogdan, mulțumim că ai venit la noi și, bun, citesc și am aici și în telefon și astăzi și zilele care au trecut când am văzut CV-ul tău foarte bogat. Bun, e simplu, acum pot să le arăt, să citesc, dar n-am câștigat nimic. Toți fac asta, citesc și pun la televizor sau putem pune pe ecran un carton cu datele vieții tale. Dar până la urmă trecem peste ele, dar dacă le spui tu, atât de mult contează. Și aș vrea să te întreb, acest sport de contact, noi am avut, chiar și colegii din regie spuneau că în ultima perioadă mai multe emisiuni au fost cu oameni în această zonă. Pentru că am încercat să aducem din fiecare sport și să accentuăm, să nu defavorizăm o zonă. Ok, fotbal, kickbox, box și ciclism, motociclism, nu, toate zonele, să nu fie doar una favorită. Cum ai ajuns? Ești dintre cei mai buni, asta e clar. Dar cum ai ajuns? Care a fost primul tău contact cu acest sport foarte tare și foarte interesant? Îți mulțumesc pentru apreciere. Eu l-am urmat pe fratele meu în acest sport. Eu cochetam cu fotbalul când eram copil. Chiar am și jucat o lungă perioadă la Sportul și la Steaua. Adică ai jucat și... Da, jucat. Eu acum fac că nu știu, dar... Încă joc și în momentul de față fotbal, pentru că este prima mea dragoste, ca să spun așa. A rămas prima dragoste, da. A rămas prima dragoste și încă joc în Liga 4, la profesioniști, încă la amatori, dar îmi place foarte mult și fotbalul. Dar, repet, am ajuns în zona kickboxingului urmându-l pe fratele meu, care îl deja practica de 2 ani de zile. Și... pot să spun că m-a îndrumat perfect, pentru că tind să cred că pentru asta am fost făcut. Foarte tare. Da. Am mai avut experiență cu doi frați, frații Bogaci, dacă îți spune ceva, sunt Andrei și Mihai, sunt din Republica Moldova, au făcut la fel amândoi kickbox, tot aceeași chestie, pentru că aveau foarte mult respect unul față de altul și se urmau unul pe altul. Apoi au lăsat kickbox-ul și au trecut în maraton și sunt alergători, au plecat din Moldova, au venit în România și fac aici foarte tare, sunt pe primele locuri. Și lucrul ăsta mă încântă, pentru că relația dintre frații e una fantastică. Cu siguranță. Atunci când ai, mai ales cum am eu, un frate mai mare și mergi în spatele lui, având deja experiență în acest domeniu, cu siguranță înveți mult mai repede și înveți niște lucruri noi și niște lucruri pe care el a trecut prin ele și, să spun așa, era călit la momentul ăla și ulterior am crescut împreună. Foarte tare. Hai să o luăm de la început, de la zero. La ce vârstă ai avut primul contact cu sportul? E foarte important lucrul ăsta, de aia și pun întrebarea asta. Primul contact cu sportul l-am avut, cum am spus, cu fotbalul, la vârsta de 8 ani. Deci erai chiar copil, da, ceea ce e foarte indicat pentru toți cei care vor să meargă în sport, să meargă de la început, din frage de pruncie, cum s-ar spune. Da, uite, cum
pot să spun așa, că doctorul îți recomandă să faci sport, dar nu sportul pe care îl fac eu, de exemplu, kickboxing-ul, pentru că este un sport de uzură. Chiar și fotbalul este un sport de uzură. Dar, din punctul meu de vedere, nu am avut accidentări rele sau grave de-a lungul carierei de kickboxing, că am avut mai mulți ani de kickboxing decât de fotbal, și pot îndemna fiecare copil, fiecare părinte să-și îndrume copilul către sport, pentru că, cum să spun, crește frumos, crește educat, că crește sănătos copilul, adică eu așa, așa am crescut. E o rigoare în sport atât de mare și sunt niște reguli respectat, niște sacrificii și bucurii în același timp potrivă, sacrificii și bucurii și performanță, care toate întrunite bănuiesc aduc satisfacție de ambele părți, copilului și părintelui, și lucrurile merg în armonie împreună spre succes până la urmă. Cu siguranță. Este o perioadă în viața sportivului care trece prin niște etape mai grele și el, dacă reușește să treacă de aceste etape și poate să meargă mai departe, cu siguranță va culege roadele și va fi foarte, foarte bucuros, atât părintele cât și copilul la un moment dat. Dar sunt niște etape pe care, dacă nu le treci, nu ai cum să culegi aceste roade. Bun, la 8 ani mergi spre fotbal. Ți-ai dorit foarte mult, a fost dorința ta fiind copil, și mi-aduc aminte, nu cred că toți copiii, la un moment dat, nu știu, am trăit în perioada anilor 80-90, când jucam fotbal în spatele blocului, la cele bătătoare. Exact, de exact. Covor. Exact perioada aceea am prins-o și eu. Probabil că vârsta, după 90. Suntem apropiați, da, de vârstă. Și acolo jucam, 21 jucam, nu știu, obligat, am la fotbal. Mălai. La Mălai? Da, tot ce puteam tot ce jucam, țineam, sigur că da. Depinde de cât eram în momentul ăla în curteșcoli. Evident, mulți dintre copiii de atunci au mers mai departe în cariera de fotbalist, pentru că le-a plăcut foarte mult. Și cunosc colegi de mei care au mers și au avut o carieră și au jucat ani de zile fotbal în Liga Mare, cum s-ar spune, în fotbalul mare. Cum a fost acest moment pentru tine? Ai plecat din curtea școlii, din curtea blocului. Care a fost clicul care te-a dus spre fotbal? Mă interesează foarte mult. Eram foarte mulți copii în spatele blocului la mama. Exagerat de mulți copii. Acolo aveam și o școală în apropiere și ne strângeam după ore seara toți copiii. Și de acolo aveam câțiva băieți care practicau fotbal la Steaua. Și noi toți care eram mai pasionați de sport vorbeam cu acei copii. Nu vorbești și tu cu antrenorul să venim și noi, să ne antrenăm și noi, poate. Și așa m-am plecat cu toți împreună să ne antrenăm. Treptat, ușor, ușor. Și ai mers din prima într-o, cum să o numim noi, la o sală de sport, la o echipă de fotbal, antrenor? Am mers direct pe stadionul Steaua, că era direct lângă pe stadion. Mine, direct pe stadion, că acolo am copilărit în Ghencea și am mers direct pe stadionul Steaua. Bun, fiind om de Ghencea, totul e clar, putem să nu mai vorbim deloc. Exact, da. Am mers pe stadion acolo la domnul antrenor Sătmăreanu la momentul acela, că el avea grupa de 90. Și am mers, ne-am antrenat puțin, după care de acolo am plecat la sport și tot așa ne schimbam. N-am fost doar la Steaua și am rămas acolo. Am tot fost prin mai multe echipe. Au trecut ani, nu o să lungesc mult, mergem pe sportul pe care îl practicează imediat, dar vreau să lămurim că e important, făcând două sporturi și fotbalul și azi, practicându-l, e important de a specifica lucrurile astea. Adică nu faci doar un sport, faci cel puțin două sporturi de care știm noi. Care a fost primul moment în care ți-ai dat seama că îți place fotbalul cu adevărat și ai început să ai și rezultate în sensul ăsta? Ai jucat la o echipă, deja vedeai că crești dincolo de poarta din spatele blocului sau din școală, din curtea școlii. Deja veneau rezultate pentru tine, tu sportiv legitimat de altfel. Fiind copil, pot să spun că nu am realizat atât de bine cum am realizat când am mers la kickboxing. Că pot să fac o performanță reală acolo. Într-adevăr, mergeam zilnic la antrenamente, îmi plăcea, practic eu vedeam la vârsta aceea ca o joacă totul. Mergeam la antrenament. Era o joacă, până la urmă, sigur, ea putea fi foarte serioasă de la un punct anume. Asta cred că după o vârstă puteam să fac mai serios decât o făceam în momentul acela. Dar pot spune că chiar și fotbalul m-a educat pentru un punct bun în viață, adică am știut că atunci când merg la kickboxing, când am ales kickboxingul, am știut deja că am o educație în sport și că știu să apreciez antrenorul, să apreciez echipa, să apreciez oamenii care se chinuie să mă învețe unele lucruri. Că kickboxing este un sport individual, nu este ca și fotbalul să fie un sport de echipă, dar
pot spune că m-a ajutat, chiar și inclusiv fotbal m-a ajutat. Cât timp ai jucat fotbal în diverse locuri, în diverse echipe, în diverse divizii, până ai schimbat, ai făcut switch către kickboxing? La vârsta de aproape 14 ani m-am oprit din fotbal. Deci ai 7 ani, nu? 6-7 ani. 6 ani. Ce ani lumea genera să ieși din fotbal? Noutatea kickboxingului sau a fost altceva? Nu, am avut o pauză între fotbal și kickboxing. Am descoperit la o vizită medicală că aveam o problemă din nașire, un ventricul la inimă era mai îngust și nu mă puteam dezvolta. Adică la 14 ani aproape aveam 1,50-1,60, nici măcar, și foarte slăbuț și mă dezvoltam. Și am fost la un medic cardiolog și mi-a spus că trebuie să iau o pauză din a face sport de performanță pentru că nu îmi dă voie să mă dezvolt. Am făcut pauză, trebuia să fac pauză un an ca să vedem rezultatul. Am făcut pauză până la 16 ani și la 16 ani m-a luat Andrei cu el la kickboxing. Dar la 16 ani aveam 1,93. Ah, și... s-a întâmplat ceva între timp. Da, 1,93 că și 75 kg. Lucrurile s-au schimbat într-un mod... înalt și slab. Foarte bine, într-un mod sănătos pentru tine. Da, n-ai rămas la acea înălțime, ai crescut, ești un om înalt și sănătos, de altfel. Mulțumesc. Ai făcut acea pauză. 16 ani, 14 ani, erai și, erau acele momente de clasa 8-a. Chiar cum a fost școala la 14 ani în perioada asta cât ai fost la fotbal? Ai putut să mergi și la școală și la fotbal? A trebuit să faci sacrificii? Da. Care a fost... Nu, primul plan a fost școala. Adică părinții mei au optat tot timpul ca eu să merg la școală, să termin școala, școala generală, liceul, să merg către facultate, tot timpul au optat către școală. Deci a fost prioritară. Da, e foarte important să spui chestia. Foarte mult că spui lucrul ăsta. Foarte important. Pentru cel puțin, așa am primit educația de la părinții mei. Școala prioritară, ulterior, mai ales, repet, eu în perioada aia când eram mic de mers, făceam fotbal în școala generală, era ca o joacă pentru mine. Adică eram cu 100% mai prioritară școala decât fotbal. Decât fotbalul. Foarte important pentru că se uită oameni și văd și sunt curioși. Acum ne uităm la ATBAC, la capacitate, sau mă rog, cum îl cheam, examen de, nu știu, are altă denumire decât capacitate, le știu, la clasa 8-a. Treapta. Testare națională. Testare națională, automodificată de 1000 de ori. Bun. Mă uit la note, acum la testare a fost prost, dar la capacitate, la BAC a fost mai bine. Da, la BAC a fost mai bine. Au scăzut din subiecte, nu mai sunt atât de grele subiectele. Pentru că în perioada asta, de ce rolul acestor emisiuni și rolul acestor discuții cu oameni ca tine, care sunt campioni, sunt oameni cu greutate și mesajul lor, vorba lor are importanță și impact foarte important în societate? Pentru că copiii din această perioadă, ok, poate la clasa 12 mai... te duci spre sport, dar nu de performanță, îl faci pentru tine, pentru întreținere. Dacă ești un copil în clasa 1-a, 2-a, poți să mergi către sport. Copilul s-a obișnuit de mic și știm și noi repetăm treaba asta în fiecare emisiune, se mereu cu părintele și dacă, nu știu, e un pic supărăcios, îi dă un telefon, îi dă o tabletă, se joacă și se liniștește. Dar asta... astea sunt vremurile acum. Nu facem fiecare zi asta, nu facem atunci, o facem fiecare zi. Și copilul se va deprinde să stea și să privească și să consume și să fie cu minte. Și e perfect pentru părinți, dar crește așa. Exact. Și crește blocat într-un ecran, din punctul meu de vedere. Și ce se întâmplă cu spatele blocului? Nu mai e nimeni în spatele blocului în timpul ăsta. Am și o situație asta cu fetele mele acum. Adică eu le-aș lăsa pe stradă să se joace cu copii. Nu au cu cine. N-au cu cine. Mi-aduc aminte, mergeam la țară și... eram seara la 7-8 seara, eram 34 de copii. Adică jucam în fața ascunsă, era super. Bidonașul, oina, exact. Lapte gros. Toate jocurile astea făcând din copilărie. Adică el le-aș da liber copilor mei să se joace. Doar că nu au cu cine. Uite, la oraș parcă te mai gândești că mai stă în casă, mai citește, mai da la sat, unde era plin de copii pe uliță. Mi-aduc aminte, mergeam la țară și mă bucuram, stau copii seara, duminici, în weekend, când unii mai și lucrau acolo. Nu mai e nimeni acum, nici acolo nu mai e nimeni. Stau acasă închiși, prinși în tastatură. Cei care au crescut când eram noi copii, au crescut la țară, majoritatea au plecat din țară,
Și n-au mai dus o generație mai departe ca să... Exact. Și au rămas cei bătrâni la țară. Da. Și restul sunt ori la oraș și ori plecați din țară. Și cei care au plecat în afara țării s-au dus acolo la o tehnologie mai rapid venită decât în România. Noi am avut un delay totuși de câțiva ani de zile până s-a intrat și aici cu calculatoare accesibile, mă refer, că ele au fost de mulți ani de zile, dar nu puteai să cumperi. Erau netcafeurile alea pe care le umpleam și le făceam coadă. Asta am spus tot timpul, că noi suntem generația fericită, cei 90, să spun. Cu chiar la gât, cum se spune, da. Da. Suntem generația fericită pentru că noi am prins și perioada cu jocurile acestea de care spuneam în spatele blocului și perioada asta cu tehnologia. Și putem face diferența. Exact, și vedem, va face diferența. Acum copiii care sunt, din punctul meu de vedere, au prins doar generația asta cu tehnologia. Nici nu putem să fim absurzi ca și părinții acum să îi ținem departe de lucrul ăsta cu tehnologia. Absolut, sigur că da. Pentru că nu au ce face, adică nu au unde să meargă sau să joace sau să stea afară, să joace copiii. Ești părinte. Da. Te întreb din această perspectivă, uite, o discuție foarte importantă, nici nu mă gândeam că mergem în zona asta, e foarte importantă, extrem de importantă. Ce poți să faci tu ca tată pentru copilul tău ca să nu fie absurd, cum ai spus tu, ok, nu-i las să se uite, să învețe, să se joace. Acum nici poți să-i dai la copil la 20 de ani telefon sau tableta în mână. Nu poți să-l crești în pădure. Dar ce faci cu copilul sau cum vezi tu lucrurile, că e bine să se întâmple construcția relației cu copilul, de așa natură încât să aibă acces să înțeleagă și tehnologia, dar să înțeleagă și sportul, iată, și mișcarea, și să aibă o altfel de creștere decât aia standard. Eu am optat așa pentru copiii mei. Au voie pe telefon, timp limitat, și le iau cu mine la sală, fac sport și cu mine, să mai iasă cu... Eu stau și foarte aproape, față-față sau cu Andrei, cu fratele meu, și așa cresc împreună toți cinci, că fratele meu are trei copii, am două fițe. Să fiți sănătoși cu toții și să fie bine. Și se joacă împreună, mai au... Nu sunt chiar așa obsedate fetele mele de tehnologie. Da, și mai ies, mai joacă pe stradă, dar... Dacă ei sunt plecați într-o vacanță, de exemplu, și, sau noi suntem plecați, n-au cu cine să se joace alți copii de pe stradă. Și am norocul ăsta că pot să-i mai las împreună să se joace. Dar pe lângă asta am o grupă pe care o antrenez eu la sală și iau și fetele cu mine să se antreneze. Fata mea cea mică merge la balet, fata cea mare a făcut și ea dansuri și tot așa. Foarte tare, deci le-ai introdus în zona sportului. Exact. Încerc să aibă activități, să nu stea toată ziua numai pe telefon. Bogdan, ai lăsat fotbalul la 14 ani pentru probleme de sănătate, ai rezolvat-o, ai făcut o pauză sănătoasă din toate punctele de vedere, dar după pauză nu te-ai mai întors direct în fotbal, te-ai dus către alt sport. De ce care a fost motivul pentru care ai mers la kickboxing? L-am urmat pe fratele meu și, repet, pot să spun că am făcut cea mai bună alegere. Deci crezi că pentru tine a fost forța schimbării adică în viața dacă... ta? Dacă ar fi să iau de la început acum cu o nouă viață, tot kickboxing-ul l-aș alege. Cum a fost primul contact cu kickboxing-ul? Probabil că l-ai avut cu fratele tău mergând cu el în multe momente, dar când ai început tu să practici kickboxing-ul? Nu, atunci a fost pentru prima dată când am mers în sala de antrenament cu Andrei. Prima dată când n-am fost niciodată la un antrenament al lui Andrei. Andrei, câți ani a practicat Andrei? 2 ani de zile înainte să mă apuc. Avea 2 ani de zile înainte să mă apuc de kickboxing. Pot spune că m-a prins așa foarte, foarte tare, pentru că eu am prins perioada în care era K1-ul în vogă, cu Remy Boniaschi, cu toată elita. Remy Boniaschi, Badr Hari, Ignașov, Ernesto Hust. Cine urmărea știe foarte bine numele astea. Da. În schimb ăsta, mai aveam și la noi local, era la momentul respectiv local combat. Și lupta Zmarândescu, Sora, Florin Ghiță... Erau și atunci foarte... Oameni în vogă ai momentului. Da, foarte sportiv, foarte bun de la noi din țară, dar erau local aici la noi. Și am mers prima dată, am intrat în sala lui Zmărândescu. Și pot să spun că m-a acaparat lucrul ăsta, să-l vezi un sportiv care lupta la televizor la momentul ăla și să-l vezi așa față în față, să-l vedea, m-a fost în momentul ăla capul un idol pentru mine, momentul ăla. Și așa am urmat pe fratele meu și am zis, merg, dau înainte foarte cu kickboxing. Tare. Am prins și, în momentul ăla, o echipă foarte frumoasă la sală, unde se antrena Andrei, și pot spune că m-a prins în totalitate. Chiar mi-a plăcut, a fost momentul perfect. Adică, probabil că dacă mergeam mai devreme, nu mă prindea atât de mult, sau dacă mergeam mai târziu. Eu consider că a fost ora și minutul perfect.
de a mă apuca de kickboxing. O experiență foarte frumoasă și foarte interesantă din toate aspectele ei, cum mergi pe urmele șatului tău după o experiență în fotbal, după niște probleme care puteau să spună la rândul lor probleme serioase mai departe. Dacă continuam așa cu un sport de performanță și nu lăsam să mă dezvolt cum trebuie, probabil nu mai apucam să fac kickboxing. Deci erau serioase o situație foarte complexă. Da. Foarte interesant. Bun, intri în acest sport activ, ca sportiv, te legitimezi la un club și încep să... Am antrenat unde aveam și spiritul ăsta sportiv, așa am fost crescut. Tatăl meu făcând și el box la tinerețe. Stai puțin, că asta, uite, nu, vezi, da. De undeva vine toată povestea asta. Și având spiritul ăsta sportiv, am și prins foarte repede. Pot spune că după 10 ani am luptat prima dată la un campionat național de ușu și am ieșit la junior când era micuț, am ieșit vicecampion național. Foarte tare, deci a fost primul tău... Da, nu se aștepta nimeni într-un timp atât de scurs să pot să am și o performanță bună. Pentru că în momentul ăla, când noi am luptat la campionatul național de ușu, Era un sport bun la noi în țară și chiar erau foarte mulți sportivi. Foarte mulți sportivi. Acum nu știu, n-am mai fost de mult timp la un campionat național de ușu, dar în momentul ăla pot spune că erau foarte mulți sportivi. Și luptau, veneau din toată țara. Aveau o școală de ușu foarte bună la Târgu Mureș. Aveam la Târgu Mureș era și Atila Gombăș, că probabil ai auzit de la... Aveam și la Brașov, veneau cei cu Nicu Dascălu, venea cu sportivii. Foarte mulți am avut în toată țara. Era foarte popular acest ușu și erau foarte multe meciuri. Ca să poți să ieși campion național sau să lupți, să ajungi pe podium, aveai 4-5 meciuri într-o zi. Vicecampion, adică locul 2, locul 2, nu? Da, locul foarte 2. Tare, deci din primele tale ieșiri publice au ieșit locul 2. Am ieșit locul 2 pentru că în final am căzut cu un sportiv de la noi de la sală. Amândoi pe aceeași categorie am luptat și am ajuns în final și eram nou, el era vechi la sală și a venit zvonul și a zis, aici ținem ierarhia, cum ar veni. Și nu vă las să vă luptați, dar nici nu pot să-ți dau Bogdan ție sau îl lăsăm pe el, că este mai vechi, el se antrenează de atâta timp și... El o să iasă campion național și tu vicecampion național. Și așa am ajuns. Foarte tare. Am ajuns să... M-a prins mai mult după această experiență și mi-a plăcut atât de mult. Și sentimentul ăla, să urci pe podium, să vezi că ești și aplaudat de toți cei din sală. Sunt și pozele cu tine, uite, în ring. Da. Astea foarte... sunt deja când am crescut. Da, foarte interesant acest sport care implică și picioare, nu doar box, nu doar mâini. Ușul cu care am început eu să am dau ușul, acolo ai voie și proiectări. Nu ai voie să lovești, dar ai voie să pui adversarul la sol sau să-l dai afară de pe saltea. Uh-huh. În kickboxing nu mai. În kickboxing ai voie să lovești genunchi. Este puțin diferit. O masă foarte mare de variante în acest sport de contact. Yamato Zaharia a fost în emisiune cu frații, cu băieții lui. Da. Și acolo am văzut un alt tip de sport, tot de contact. Deci sunt foarte multe... Sunt foarte multe. Foarte multe ramuri, dacă le sunt exact. De numi așa. MMA-ul, kickboxing-ul, ușul, boxul. Boxul e tot luptă, dar lovești doar brațe. Muay Thai-ul. Sunt mult mai multe ramuri de a lupta. Foarte tare. Și toate astea, practic, ele sunt într-o familie, dacă vrei să dacă putem spune așa, nu într-o familie... Au la bază taekwondo, kyokushinkai-ul, karatele. Asta e baza sportului de contact, din punctul meu de vedere. Și fratele tău, tot timpul ăsta, când tu ești locul 2, care a fost reacția lui când te-a văzut el pe tine? Zic, uite, adică ai luat urma și repede te-ai afirmat, repede ai luat-o în sus. Andrei tot timpul m-a susținut, a fost alături de mine, dar tot timpul mi-a spus să nu încerc să-mi iau în cap mai pe românește, să stau cu picioarele pe pământ, pentru că este un sport greu și tot timpul vor fi provocări. Bogdan, te întrerup, trebuie să iau o scurtă pauză. Întoarcem după pauză să continuăm această discuție foarte importantă aici. Cât de frumos e să ai o familie și să ai o relație cu fratele tău, uite, să poți să construiești ceva fabulos. Reîntoarcem foarte repede.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în această seară foarte importantă aici la 7 TV, o discuție extrem de importantă și zic eu aplicată despre ce înseamnă să faci sport și cât de important este să poți, să reușești făcând sport, să crești, iată, să faci sport de performanță și să fii un nume în sportul pe care îl practici. Ne întoarcem în platoul emisiunii noastre. Bogdan, te-am întrerupt înainte de pauză. Frate, tot ți-a dat niște lecții în viață pe care tu le-ai învățat și le-ai aplicat și în felul ăsta te-au ajutat mai mult decât orice altceva în toată cariera ta. Cu siguranță, pentru că, repet, tot timpul mi-a spus să fiu cu picioarele pe pământ, pentru că tot timpul vor apărea noi provocări. Niciodată să nu mă cred cel mai bun, pentru că e greu să fii cel mai bun, pentru că ajungi în top și toți cei care vin să te dărâme de acolo. Și trebuie să te menții. Mai groaznică decât exact. De jos. Exact. Și trebuie să te menții și poți face asta doar dacă ești cu picioarele pe pământ, dacă muncești la fel tot timpul și nu lași să spui am ajuns aici și nu poate să mai mă bată nimeni sau nu poate să mai câștige nimeni în fața mea. Exclus. De acolo pierzi cel mai repede. Totul ține de mentalitatea ta de a gestiona lucrurile. De a fi și situația. Mai cu picioarele pe pământ sus decât jos. Exact. Poate exact. Că... Uneori să știi că urcarea poate să fie mai ușoară decât de a te menține. Sport de contact, un sport dur, un sport bărbătesc până la urmă. Vreau să te întreb, Bogdan, a început să vină succesul încet, încet, dar sigur. Care a fost, dacă ne-ai spus de primul moment când ai luat locul 2 de da. Vicecampion, care a fost următorul cel mai important pas în cariera ta în acest sport și pe care ți-l amintești acum? Uite, spun așa, am ieșit vicecampion național la o lună distanță. S-a evit să fie un meci la care trebuia să lupte colegul meu care a ieșit pe primul loc, care a ieșit el pe primul loc atunci și nu era apt pentru a lupta și mi-a spus mie Zornescu, Bogdan, lupți tu? Eu, da, cum să nu? Normal. Și am luptat la seniori, dar pe reguli de kickboxing. Cu un băiat mai mare și cu mai mare experiență decât mine, la Târgu Jiu, mi-aduc aminte și acolo. Și am intrat și s-au schimbat lucrurile acolo, el având experiență, luptând mai bine, obișnuind cu ringul, deja se schimba. Cu nivel, seniori? Exact, și se schimbau datele probleme, pentru că venind de pe saltea unde luptam la ușu, acum luptai într-un ring închis, cu corzile alea, am zis... Ce fac acum, în gândul meu? Ți-a dat greu. Ce fac acum, că e puțin diferit. Ți-a dat greu. M-am aruncat capul înainte și e puțin diferit. Și sportivul mult mai bun decât ce luptasem la juniori. Și am pierdut meciul acela și atunci am sesizat că ceea ce mi-a spus Andrei... Fratele tău, da. Da, trebuie să iau un calcul mai bine. Să mai citești o dată, să mai ascult o dată. Trebuie să iau un calcul și să fiu mai atent la ceea ce mi-a spus el. Și am pierdut meciul respectiv. Dar ulterior m-am antrenat mult mai intens și la 6 sau 7 luni am mai avut un alt meci tot la Târgu Jiu cu un alt sportiv de la sala cu cel care am luptat eu, că am înțeles că bătălul respectiv se retrăsese între timp și am luptat și am câștigat și s-a schimbat, am câștigat și într-un mod frumos, plăcut și de acolo pot să spun că mi-am ținut linia de a mă antrena și de a mă dedica exact pentru kickboxing și am avut o ascensiune foarte, foarte bună. D'acord. Poate că pierderea meciului cu acest m-a ajutat, tip 100%. În forță a fost de fapt un câștig pentru tine, nu o pierdere. Exact. Sunt așa, câștiguri care te fac să cazi și eșecuri care te fac să te ridici mai mult. Uite, faptul că amintești lucrul ăsta... Cred că e un câștig mare, a fost un câștig mare și continuă să fie pentru tine că te uiți cu mândrie la un moment care de fapt a fost o pierdere. Îți amintești cu mult interes momentul în care a dat de preț cu tine viața, contextul, ca să te trezească și să te forțeze, să te facă mai tare, mai puternic și să, nu știu, să apreciezi mai mult niște lucruri în fața unor rezultate, poate, în fața unor cifre. Exact. Mi-aduc aminte perfect că atunci când am ieșit vicecampion național, Zorandescu m-a felicitat, bravo, așa vreau să luptați. Și ulterior, când am pierdut meciul respectiv, mi-aduc aminte că eram în vestiar supărat, aveam, nici mai îmi dăsem jos medalia de la gât ce îmi dăduseră organizatorii. Și a venit, mi-a dat medalia jos și a aruncat, pentru mine asta nu înseamnă nimic, medalia asta de locul 2. Zic, mamă,
Domnul m-a felicitat atunci. Ți-a dat și acum. Acum să-mi spun așa, ai zis, nu, trebuie să câștig de acum încolo, n-am cum. Fierbeam eu în interiorul meu că mi-a plăcut sentimentul ăla foarte mult de a lupta și de a câștiga și într-un timp scurt să mă lovesc și de eșecul acesta și de alte vorbe. Zic, mamă, le-am pus în balanță, zic, mai bine merg în partea asta decât în partea asta altă. Ce interesant drum până la urmă și traseu, da, în viață. Una peste alta, ajungi la punctul în care devii campion mondial. Care a fost parcursul și meciul aici? Pentru că, așa, discutând la liber, e o mare titulatură. Deci, dar ce a însemnat pentru acest moment în viața ta? Să o luăm așa treptat. Până în momentul de a ajunge să lupt pentru titlul mondial supercombat, că e practic prima dată pentru titlul mondial supercombat am luptat și am câștigat, am avut multe etape prin alu, pe care a trebuit să le înfrunt să pot să ajung să lupt acolo pentru titlul mondial. Și, mai exact, am luptat la naționale, la multe intercluburi prin țară, adică nu era nimic organizat de profesioniști, cum era supercombatul la momentul ăla. Am luptat la preselecții, la Se caută un greu. Am reușit să câștig preselecțiile. Primul test mare pe care l-am avut în kickboxing, să lupt de la clasa B la clasa A, ca și aici pe categorii. Clasa B sunt mai cei care au mai puține meciuri, clasa A sunt profesioniștii care luptă în galele mari. Și primul test pe care l-am avut mi l-a dat Eduard Irimia împotriva lui Genan Poturac, fratele lui Gevat Poturac. La momentul respectiv era primul meu meci în clasa A și el avea 60 de meciuri. Lupte în K1, lupte în... Credibil. Și mi-aduc aminte că i-a spus antrenorul meu lui Alin Panaite, în momentul respectiv mă antrenam la Alin Panaite, și i-a spus, Bogdan, crezi că e apt să lupte cu Genan Poturac? Și Alin, din punctul meu de vedere, nu știu ce să zic, e cam acolo. Bogdan, tu lupi? Și zic, da. E sigur, da, lupt, cum să nu. Și zic, da, luptă Bogdan. Și am intrat, am luptat, am câștigat prin knockout în repriza a doua și de acolo... Acum am fost acel meci. O presiune foarte, foarte mare pe mine la momentul respectiv, pentru că neavând atât de mare experiență în galele pro, în clasa A, pui o presiune pe tine. Doar că sunt tipul de om căruia nu prea pasă de ceea ce spun cei din exterior, pentru că eu intru acolo, eu lupt, eu știu prin ce trec, eu știu dacă sunt antrenat sau nu sunt antrenat și intru acolo, nu mai aud și nu mai interesează nimeni. Aud doar antrenorul din colțul meu și atât. Poate să țipe oricine, eu nu mai am nicio treabă cu nimeni. Și mi-aduc aminte că înainte de meci eram așa, intru, mamă, cum o să fie, ce o să fie, altă experiență cu sportivul respectiv. Și Alin mi-a zis, lasă că ești antrenat, o să fii bine antrenorul meu. O să fii bine, o să vezi că o să îți meargă foarte bine. Da, maestre, intru, ce sunt antrenat și eu ce am de făcut pentru asta mă antrenez. Nu intru în apă fără să mă ud. Exact. Deci, adică nu intru în ring fără să primesc un punct, exact. 2, 10, 11. Cât e nevoie, doar exact. Ca să... Trebuie doar să fiu atent și să iau meciul ca atare, că m-am antrenat pentru asta sunt. Și am intrat, am simțit că avea brațele foarte, foarte puternice, că el venea din box, foarte puternice brațele lui. Și am zis, trebuie să fiu atent și să-mi schimb tactica, să nu sau pe contre de brațe cu el și să lupt mai mult, să-l lovesc mai mult cu picioarele. Și așa am abordat tactica, am început să lovesc cu picioarele la corp, l-am lovit și după aia când am văzut că s-a descoperit, i-am dat un croșet de dreapta și am câștigat prin knockout. Aia a fost tot. Deci de multe ori... contează exact foarte mult și tactica meciului. Cum ai spus, și tactica, și a spus fratele tău, contează mult de tot atunci când crezi că ești puternic în fața unei pe care poate subestimezi. Exact. Poate se uita la tine ca la un tânăr, ca un copil venit un copil, în sport și lasă-mă, nici nu mă... Ce stai eu de vorbă cu... și... Vorbesc de 2009, adică... David și cu Golia, de multe ori exact. Se întâmplă să fie experiența asta foarte reală. Aveam 19 ani în momentul acela și el era mai mare, mai cu mai multe meciuri. Iată. Mai... Foarte tare.
sunt niște lucruri pe care, nu știu, eu cred că sunt foarte important de știut și de înțeles de cei care ne urmăresc, mai ales de copii, de tine și de părinți deopotrivă. Poți să faci performanță, se poate, putem, dar trebuie foarte multă atenție, rigurozitate, implicare și lucrurile puse într-o anumită ordine, pentru că altfel și un psihic foarte puternic. Te-aș întreba ceva foarte interesant. Oamenii care merg spre asemenea sporturi de contact, viața m-a făcut să înțeleg, poate greșesc, dar așa, într-o medie generală, cu oamenii care merg spre sport de contract nu sunt oamenii răi, nu sunt oameni care au, nu știu, pe suflet bătaia, să omoare bă ce am bătaie, ci chiar din contră, sunt oameni cu un suflet foarte mare, un suflet foarte frumos. Tot timpul, să știi că m-am lovit și eu, inclusiv eu, niciodată nu m-am certat, nu m-am bătut cu nimeni pe asta, n-am avut de ce, niciodată. Am fost catalogat ca, tu faci kickboxing, tu ești om rău. Nu știu, dar eu n-am putut, deci, spun sincer, exact invers am văzut, exact. În marea parte a timpului fix invers am văzut. Sportul în general te educă. Unde eu văd toată ziua la antrenament, că avem o echipă mare, 20-30 de sportivi, unde văd 20-30 de sportivi și luptăm, ne antrenăm, vedem că suntem antrenați pentru așa ceva, mi-ar fi greu să ies din sală, să răspund unei provocări și să încep să mă lupt cu o persoană care e neantrenată. Sunt conștient de faptul în sine că aș face un damage mare persoanei respective. Pentru că eu mi-am antrenez lucrul ăsta, știu să lovesc, știu să primesc o lovitură, pe când nu știu dacă el ar putea să primească la fel lovitura pe care o lovesc eu. Cu forța pe care lovesc eu și cum pun corpul tactic, când tot, lovesc. Sigur că da. Exact. Și tot timpul am evitat. Adică am fost provocat, am evitat. Mi-am văzut treaba mea. Te-aș întreba un lucru care pe mine recunosc mă doare așa în general în societate și l-am văzut în multe rânduri, violența în familie. Bărbați care nu au făcut neapărat un sport anume, dar simt ei nevoia să fie macho, să fie ei zmei. Și se pun în dialog cu un om, femeia, un vas mai ușor, mai cristal, simplu, mai de cristal. Mai cristal. Nu poți, adică poate fetele care merg la sală și ar face un asemenea sport, și sunt fete care, din câte știu, fac sport de contact și așa mai departe. Poate acolo, dacă vrei neapărat să fii forță, poți să faci un anumit match oficial cu o femeie. Dar mi se pare de o ticăloșie și de o lipsă de bărbăție din partea celor care lovesc femei și fac asemenea lucruri. Cum înțelegi tu treaba asta și care e mesajul tău unui om care știe ce înseamnă forța, dar sigur, de partea cealaltă, în ring cu bărbații, nu cu femeile? 100% nu sunt de acord cu violența în familie în general, pentru că văd cresc copiii greșit și fac niște percepții greșite în viață și dacă nu există copii, nu ai cum să lupți cu o femeie de la egal la egal, din punctul meu de vedere. Absolut. Mai ales, poate să fie femeia campioană mondială și bărbatul să nu facă sport și poate și atunci să lupte de la egal la egal, da, ea fiind campioană mondială în kickboxing sau într-o luptă de contact. Dar nici așa. Dar să știi că în viață am auzit de în situații în care, și nu, probabil nu înțelegeam lucrul ăsta, în care și unele femei provoacă te aduc bărbatul într-o situație în care... Din păcate și asta e adevărat, da. Aduc bărbatul într-o situație să aibă o reacție față de persoana respectivă, față de ea. Acum cred că trebuie să existe un echilibru din punctul meu de vedere. Bărbatul, dacă simte că femeia ajunge să-l provoace, să facă, să plece, să plimbe, să pună, să linișesc capele, sau femeia, dacă vede că bărbatul este așa, să nu-l provoace și să... Sigur. Sau să evite, dacă se văd că nu se înțeleg, să... Sau să-și vadă de drum fiecare în viață. Unul sânga, unul în dreapta și... Cum ai spus, copiii, văd copiii și exact. Apoi mai departe, duc și ei mai departe trauma exact, asta cu ei. Exact, 100%. Foarte important. Am vrut să lămurim, că am tot intrat în zona asta umană și, cum am spus, eu n-am văzut oameni care să lupte, boxeri, kickbox, ce vrei, toate sporturile de contact, nu le știu pe drept, pe toate recunosc, dar n-am cunoscut, mai sunt băieții ăștia din zona lor, nu vreau acum să intru în detaliu, îi vedem peste tot, care ei vor să pară ceea ce nu sunt. De multe ori, acolo e o altă poveste, un alt film, nu mă interesează, recunosc sincer, nu am de-a face cu asemenea categorie de persoane, dar... Nu cataloghez și nu fac impresii despre oameni pe care nu-i cunosc. Da, nici eu, dar
știm bine la ce facem, punctăm niște persoane care vor să pară, vor să arate și se umflă puțin ca să dea niște, nu știu, poate de teamă, poate de frică pe care o au, din mai multe rațiuni. Acum ai spus, nu intrăm, nu detaliem, dar mă depărtez total de zona asta. Fiecare om are trăirile lui și fiecare om își formează un caracter după ceea ce a trăit, după ceea ce a văzut în viață, după anturajul pe care l-a avut și nu pot eu din exterior să critic sau să cataloghez. Nici nu mă duc în zona, ci doar spun că mă depărtez total și mă dezic de abordările care le văd pe stradă, bătăi la colțul străzii sau mai știu eu, cum vedem zilnic, un cetățean a lovit un alt cetățean, cu cuțit, fără cuțit, nu știu. Unde sunt și problemele din societate care sunt în zilele noastre și majoritatea au acum acces la... Cum noi pe timpul ne uitam la Van Damme când apărea un film și ieșeam în spatele blocului tot și încercam să imităm. Acum unde toată lumea are acces la tehnologia asta și văd filmulețe, văd nu știu, bullying sau tot fel de... probabil și exemple din zona respectivă și probabil se instalează în subconștient și de acolo reacționează așa. Nu pot să-mi tot asta, cred că sportul trebuie făcut în sală, organizat, legal. Da, sunt de aceeași părere. Așa cred că trebuie făcut. Nu pe stradă și între oameni pentru că, sau nu știu, violență așa, în familie, cum ai spus, așa mai departe. Suntem prin finalul emisiunii și vreau să ne spui un lucru frumos. Mi-am dorit foarte mult și îmi doresc foarte mult să-mi spui cum a fost ziua când ai primit titlul de campion mondial. Aveam 22 de ani și pot să spun că nu realizam așa de bine succesul pe care l-am avut. L-am luat ca pe un meci ca oricare altul și am zis, intru acolo, lupt, sper să-l câștig. Cel mai tânăr campion mondial. Exact, da. Dar ulterior, crescând și văzând, trecând timpul și văzând că mi-a adus mare beneficiu, fiind... Ca să înțelegi, în momentul când am ieșit campion mondial, la o lună am avut accidentul de motocicletă. Am avut accidentul de motocicletă care m-a ținut pe bară un an de zile. Dar, în luna respectivă, am fost contactat de cei de la Keyon să lupt la ei. Adică, pot spune că am avut vizibil o creștere în urma succesului cu titlul, câștigarea titlului. Și am avut după aia perioada de pauză, că am avut accident la motocicletă și când m-am reapucat, am spus că trebuie să lupt la același nivel. Dar nu mai... Eu nu mai eram apt să lupt la același nivel. Și am acceptat meciuri cu sportivi de top la momentul respectiv, pe care le-am pierdut. Eu până să am accident, am avut 3 meciuri pierdute și următoarele, după accident, am avut primul meci pe care l-am câștigat și pe aia am avut 4 pierdute, unul după altul. Și deja căzuse și puțin psihic. A trebuit să lucrez cu un psiholog, că înțelegeam ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Da, a fost greșeala mea, că am crezut că eu sunt la același nivel ca și antrenament și că pot lupta la același nivel și am văzut că am pierdut un meci două, am căzut psihic puțin și am zis, în subconștientul meu lucrând, mi-a spus... Deja am dădea de înțeles că eu nu aș mai putea să fac lucrul ăsta. Și am stat de vorbă cu psihologul. Și mi-a spus, nu, tu poți să faci lucrul ăsta, de asta ești acolo. Pentru asta te antrenezi, pentru asta lupți. Am încercat să-mi ridice moralul înapoi. Și după aia când am început să câștig, am câștigat și am... A fost o nouă lecție pentru tine. Exact, o nouă lecție, da, 100%. Se întâmplă lucruri interesante în viață, cum apar lucrurile și nu ți le imaginezi. Și când crezi că le știi pe toate, mai vine una. Dacă ar fi totul liniar, ar fi simplu pentru toată lumea. Sau plictisitor, poate. Exact. Ar fi simplu pentru toată lumea. Deci se întâmplă un accident în viața ta care îți schimbă puțin cursul istoriei și... Pot spune chiar în momentul de față eu am tras, am luptat acum în ultima gală Glory pentru cei mai... Am luptat cei mai buni 8 sportivi la categoria mea de kilograme și în primul meci am fost lovit în operație la mână. Pentru prima dată, după 12 ani de când sunt accidentat la mâna sa, doar pentru simplu fapt că n-am apucat să fac blocajul corect. Să-ți pregătești, da. Să-mi fac blocajul corect și mi-a amorțit toată mâna. Am pierdut meciul din cauza aceasta. O simplă lovitură, adică încă trag pentru momentul respectiv, chiar și acum, dar
nu pot spune că am tras tot timpul, că am și avut succes. Am mai ieșit campion mondial în Fusion, am ieșit campion WKU, am învins chiar pe renumitul James Phillips, care lupta în K-1. Suntem pe un minut de finalul emisiunii. Care sunt țintele tale pentru următorul timp de acum înainte? Păi, pot spune că mai am 4-5 ani să pot, din punctul de vedere, să pot opta la un nivel mare, că deja am avut să am 34 de ani, kickboxing-ul nu te lasă mulți să... înainte și mult sport să exact. Poți să faci asta. Doamne, și mulțumesc. Și ținta este să pot să câștig centura Glory. Asta este ținta. Să te aștept Dumnezeu să câștigi centura și momentan să... Momentan sunt locul 7 la ei în... Totuși, e bine de toți. Da. Deci e un loc foarte bun, adică... Și vreau să ajung să câștig centura la ei. Și de cei mai buni, Bogdan Stoica, printre cei mai buni, foarte tare. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență și sigur, eu cred că sunt convins de fapt că această experiență, de foarte multe ori vedem sportivii când au luat centuri, când au luat locul 1 mondial și vedem punctual. Nu știm ce a fost până acolo și ce a generat acel loc 1 mondial. Nu știm ce a generat acea lecție care a dus omul să câștige. Și atât, după ce ai luat locul mondial, tu mai înveți niște lecții în viață. Nu te oprești acolo și drumul tău vine puțin în jos și iară crește și mai viața îți mai dă niște lecții. Și cred că astea sunt importante pentru cei care urmăresc și vor să facă ceva în viața lor, în zona sportivă. Se poate și asta este clar, doar că trebuie mult antrenament și la nivel de minte și la nivel de trup, în sens fizic. Mulțumim din nou încă o dată. Mulțumim că ne-ați urmărit. Aceasta a fost ediția în această seară. Să facem sport, pentru că sportul ne face sănătoși din toate punctele de vedere. Tuturor, numai bine! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.